Hipotiroidismul cu doamna doctor Sonia Burtic, nutriționist, care este aici alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am regăsit, o plăcere ca de fiecare dată. Prima întrebare... Că ne-ați acceptat invitația. Mulțumesc. Evident, trebuie să definim un pic problema. Ce este hipotiroidismul? Ei bine, cei care deja suferă, cu siguranță știu și simt zi de zi efectele hipotiroidismului, dar așa, în linii mari, înseamnă o scădere a funcției glandei tiroide, practic scad hormonii tiroidieni. Uh-huh. Și putem depista această scădere prin analize pe care le putem face, da? Există niște analize speciale. Însă, dacă știm să ne ascultăm corpul, organismul, până să ajungem, da, ca să mergi să faci analize, trebuie să ai un motiv. Și ar fi câteva semne. Simptome. Da, semne și simptome care ne pot trezi suspiciunea dacă avem o problemă sau nu. Cele mai frecvente, așa, în linii mari, ar fi, în primul rând, creșterea în greutate. Pacienții, când vin la mine în clinică, îmi spun: doamna doctor, am mâncat la fel, nu am făcut exces alimentar și m-am îngrășat 5 kg într-o lună, fără să fi făcut vreun exces real. De ce se întâmplă chestia asta? De ce luăm în greutate atunci? Pentru că scade metabolismul atunci când scad hormonii tiroidieni. Am înțeles. De asemenea, un alt semn care trebuie să ne atragă atenția ar fi oboseala permanentă. Chiar dacă dormim suficient și ne odihnim, avem această stare permanentă de oboseală și depresia. Știm că în zilele noastre auzim din ce în ce mai des de persoane care suferă de depresie, care deseori, din păcate, sunt prost diagnosticate, deoarece, de fapt, nu este o depresie clinică, ci este o scădere a hormonilor tiroidieni. De fapt, persoana are hipotiroidism și nu depresia de cauză. Okay. Am înțeles. Deci toate se leagă cumva și e o chestie chimică, așa cum îmi place mie să spun. Absolut. Că se întâmplă niște de asemenea, sunt organism. Femei care, după naștere, sunt diagnosticate tot greșit cu depresie, când este hipotiroidism, pentru că au scăzut hormonii tiroidieni. Părul este mult mai fragil, unghiile de asemenea, pielea este uscată. Și există și tulburări de menstruație, tulburări de ovulație, femeia nu înțelege de ce nu reușește să devină mămică și atunci, la un control mai amănunțit, putem să descoperim această problemă. Perfect. Doamna doctor, aș vrea să... cumva să vedem dacă putem demonta, dacă este un mit sau o realitate, faptul că cei care suferă de hipotiroidism nu mai pot să slăbească. Se îngrașă, dar nu mai pot scade în greutate. Cu siguranță este un mit și nu vă spun doar pentru că există studii care demonstrează asta, ci vă spun din propria mea experiență cu cei peste 3500 de pacienți cu care am lucrat până la ora actuală și sunt fapte reale, deoarece există foarte multe cauze care duce la această scădere a secreției de hormoni tiroidieni. Și atunci, dacă știi cauza, poți să acționezi asupra ei și, din fericire, chiar pot să spun din fericire, majoritatea sunt cauze care pot fi controlate din punct de vedere alimentar. Tocmai asta îmi și doresc azi, să vă învăț cum putem să slăbim, chiar dacă avem hipotiroidism, pentru că pacienții mei care, în primul rând, vin la mine pentru că au kilograme în plus, cei care suferă și de hipotiroidism se bucură atât de pierderea kilogramelor în plus, cât și de ameliorarea și îmbunătățirea semnificativă a funcției glandei tiroide. Colaborez foarte bine și cu medicii endocrinologi care îi supraveghează pe acești pacienți și chiar dacă studiile spun că odată ce ai început tratamentul de substituție a hormonilor tiroidieni ești condamnat toată viața la acest tratament, ei bine, eu am trăit cu pacienți care efectiv medicul endocrinolog a considerat că e necesar să sisteze complet sau ceea ce se întâmplă clar la majoritatea este să scădem dozele de medicamente. Asta în funcție de fiecare evoluție a fiecărui pacient, bineînțeles. Exact. A zis cuvintele magice, a zis că ne învățați să slăbim atunci când avem hipotiroidism. Deci asta începem... Luăm carnetul și notăm. Trebuie să vedem care sunt cauzele ca să știm unde trebuie să acționăm. Așa. De exemplu, dacă consumăm un exces zahăr alb procesat, dacă suferim de diabet zaharat de tip 2 sau rezistență la insulină. Bun, acum nu trebuie să ne speriem să zicem, vai, nu mai trebuie să mănânc o prăjitură, nimic dulce. Nu. Trebuie să înlocuim zahărul alb procesat, așa cum fac și cu pacienții mei, cu un zahăr de bună calitate, zahăr brun, zahăr de cocos sau, ideal, miere bio, pură, poliflor, este cea mai bună variantă. Perfect. Deci am lămurit cu zahărul. Da. Deci acționăm aici și deja este un pas spre mai bine. Așa. Numărul 2 pe listă. Steatoza hepatică, respectiv ficatul gras, are legătură foarte mare cu glanda tiroidă. De ce?
Pentru că în ficat se metabolizează diversi produși, se produc proteine, enzime, care sunt necesare glandei tiroide. Deci dacă tu ai ficatul bolnav, nu ai cum să-i dai glandei tiroide ce are nevoie ca să funcționeze așa cum trebuie. Corect. De asemenea, există... Vorbim și niște alimente aici la steatoza asta, adică cum putem să evităm să avem steatoză hepatică? Absolut, face legătură cu următoarele cauze, ca să vedem la final cum totul este un întreg. Este trebuie o sinergie, practic. Exact, trebuie să privim un ansamblu și nu doar țintit. Așa. Dar, bineînțeles, trebuie să evităm alimentele procesate, alimentele gătite excesiv în sensul de prăjeală, aceea în baie de ulei. Uh-huh. Ok, că folosim o lingură, două de ulei la mâncare, nu este nimic greșit, este chiar recomandat. Dar să nu gătim, da, în baie de ulei. Deci, în primul rând, modul de gătire este mai important decât ce mâncăm. Da? Putem să consumăm pește zi de zi, dar dacă este un pește prăjit în baie de ulei, n-am rezolvat nimic. Dat prin mălai și... Uh-huh. Exact. Deja face poftă. Așa. Perfect. Mergem la numărul 3. Așa, deci am vorbit steatoza hepatică. Uh-huh. Să avem grijă la fitoestrogenii în exces. Fitoestrogen. Trebuie să ne spui puțin despre care se găsesc în plante, de exemplu în soia și în hamei. Deci mare grijă la consumul de lapte vegetal, dar și la consumul de bere. Okay. A, mulțumesc. De-aia mă uitam așa, stânga-dreapta. Deci soia și hamei. Uh-huh. Bun. Și excesul de crucifere crude. Serios? Da. Știam este că mâncăm varza, brocoli și varză. Varză, brocoli, conopidă și de fiecare dată zâmbesc așa cu drag când termin de realizat dieta pentru un pacient cu hipotiroidism. Uh-huh. Și spune, dar cum, că eu știu că n-am voie să mănânc varză, brocoli, conopidă. Și spun, ok, dar ne liniștim, pentru că trebuie să le gătim la peste 150 de grade și atunci aceste substanțe pe care le conțin cruciferele nu mai sunt negative, da? Ele se inhibă și din potrivă devin benefice aceste legume. Deci nu ne ferim de ele, doar trebuie să le gătim, să nu le consumăm crude. Am înțeles. Avem deja 4 pași pentru o dietă mult mai bună pentru hipotiroidism și pentru a slăbi când avem hipotiroidism. Dar da, mai există un simptom, așa e? Simptom, da. E vorba despre oboseală. Oamenii simt oboseală. Există alimente care să le aducă un nivel bun de energie? Da, uite, microbiomul. Sistemul digestiv, microbiomul este în strânsă legătură inclusiv cu starea psihică. Da? Există așa ca o paranteză, clinici de specialitate, în care s-a demonstrat faptul că microbiomul are legătură cu depresia și automat are legătură cu tot ceea ce ține de organismul nostru, inclusiv cu glanda tiroidă și cu oboseala. Deci trebuie să avem grijă să îi oferim zilnic organismului nostru probiotice naturale, adică murături, dar fără zahăr, iaurt natural bio, banane, ovăz, să avem un microbiom cât mai sănătos. Ca să lămurim telespectatorii legat de microbiom, este vorba de flora intestinală, flora intestinală, da? Deci să folosim bacterii bune, cum se spune. Să-l hrănim cu bacterii bune. Deci murături, zeamă de varză murată. Mai ales că vine iarna, varză murată, castraveți murați. Perfect. Da. Sonia, foarte important, suferim de hipotiroidism, că este o boală genetică sau o putem căpăta așa, pur și simplu? Adică există și cauze genetice, dar care sunt mult mai rare. Deci undeva la 7 din 10 pacienții mei suferă de hipotiroidism, dar este din cauzele pe care le-am enumerat și mai sunt și altele. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, singura cauză, pe lângă cea genetică, dar singura cauză care nu poate fi influențată din punct de vedere alimentar, este atunci când glanda tiroidă este extirpată în urma unei intervenții chirurgicale. În rest, ați observat deja că toate aceste cauze pe care vi le-am expus au o legătură strânsă cu alimentația. Deci, schimbăm alimentația și atunci reușim să îmbunătățim. Acesta este și motivul pentru care pacienții mei, odată ce slăbesc, noi curățăm ficatul de grăsimi, da? Am spus asta, curățăm vasele, aducem glicemia în parametrii normali, îmbunătățim sistemul digestiv și de aceea se formează un întreg, se bucură și de kilograme minus, dar și de îmbunătățirea glandei tiroide. O întrebare mai am. Te rog. Da. E foarte important. Apa, care e poate cel mai important aliment. Da, absolut. Cât apă trebuie să consume cei care suferă de hipotiroidism? Indiferent că suferi sau nu de hipotiroidism, cel puțin 2 litri de apă pe zi, dar dacă consumăm cafea, la cei 2 litri de apă mai adăugăm câte un pahar de apă la fiecare cafea consumat. Exemplu eu, recunosc, sunt o mare consumatoare de cafea, 2-3 cafele pe zi, chiar mai mult, rămâne vorba între noi când sunt de gardă, așa.
Și la fiecare cafea pe care consum, pe lângă cei 2 litri de apă și câte un pahar. Deci apă, dar putem să creștem aportul și cu ceaiuri de plante neîndulcite, cu ciorbe, cu supe cremă. Deci nu trebuie să ne focusăm numai pe apă. Sunt persoane care îmi spun, dar eu nu pot să beau mai mult de un litru. Ok, dar hai să încercăm și din alte surse. Și treptat. Mai avem o întrebare, ce facem cu vârstnicii care suferă de hipotiroidism și au luat în greutate? Mă bucur că m-ai întrebat asta. Uite, chiar o doamnă pe care aseară am postat-o pe paginile mele de Facebook și de Instagram, în vârstă de 63 de ani, așa, a reușit să slăbească undeva la 10 kg în 8 săptămâni și care, pe lângă astfel de probleme, are mai multe patologii și de care sunt foarte, foarte mândră. Așa cum sunt, bineînțeles, de fiecare pacient în parte, dar, uite, doamna este... Deci se poate. Nu spune neapărat vârstă. Este mai evoluată. Deja are peste 60 de ani, cu voință, cu dieta potrivită, care să te ajute și să slăbești, să nu te frustrezi, este foarte important, dar care să fie și în concordanță cu problemele de sănătate, pentru că altfel nu obținem un real succes. Mulțumim frumos, doctor Sonia Butic, nutriționistă. Ar trebui să căutați momentul ăsta pe YouTube ca să rețineți tot ceea ce ne-a spus doamna doctor. Da, și dacă doresc mai multe rețete și sfaturi, aștept și pe paginile de Facebook și de Instagram, doctor Sonia Butic, simplu. Să intrați și la noi acolo pe Vorbește Lumea, canalul de YouTube. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate.